Un individ în vârstă de 24 de ani din localitatea constanțeană Cuza-Vodă, dornic de aventură, a găsit de cuvință să se distreze într-un mod mai deosebit, probabil pentru a se face remarcat în rândul comunității locale din care face parte. Aflat miercuri, 7 iunie, în stațiunea Mamaia, Ionuț Marian Costea a pândit momentul și când șoferul unui taxi nu era atent, s-a urcat în vehicul și a demarat în trombă, deși nu avea permis de conducere. 5 secunde am intrat la toaletă, 5 secunde s-a urcat la mașină, în mașină și a plecat cu ea. Am lăsat cheile în contact, erau persoane, tot personalul de la fontanele era lângă mașină. Am intrat la toaletă în 5 secunde, s-a urcat la volan și a plecat. Efectiv, n-a avut nimeni cine să-l prindă, am ajuns aici cu alt taxiu, era pe plajă acolo, băieții mi-au confirmat că el s-a coborât din mașină, a lovit tomberoanele astea aici, am alergat după el, l-am prins. A urcat peste pietre, a urcat peste tot, pe aici, a omorat lumea pe faleză. Nu a fost nimeni rănit? Din fericire, nu. Din fericire, în drumul lui nu a lovit niciun pieton. Însă, spre ghinionul lui, în zona hotelului Flora, nu a mai putut stăpâni mașina și a intrat în colizie cu un coș de gunoi. Imediat a coborât și a luat-o la fugă în încercarea de a se face nevăzut. Însă, exact acest lucru a atras atenția unor agenți de securitate care l-au urmărit și imobilizat. Păi și atunci de ce ai cătușele? Păi am cătușele ca și a vrut domnul gardian să pună cătușele de bună plăcere. Mă duc de bună plăcere la poliție. Mașina ce s-a întâmplat cu ea? De ce i-a lovit? Nu, n-a lovit-o, a lovit o persoană pe asta dublă. N-a lovit-o eu. Păi de ce te-ai urcat la volanul mașinii? Păi el s-a urcat, m-am urcat eu. În scurt timp au ajuns și polițiștii care l-au încătușat. Chiar dacă totul era evident, tipul nu a vrut să recunoască de fel că el ar fi furat mașina și că de fapt a vrut să facă o farsă. Individul a fost preluat de polițiști și condus la audieri. În cauză s-a deschis o anchetă, el fiind cercetat pentru două infracțiuni, furt și conducere fără permis. În urma cercetărilor, polițiștii constanțeni au stabilit faptul că respectivul tânăr nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, fiind cercetat sub aspectul săvârșirii de conducere a unui autoturism fără a deține permis de conducere, dar și pentru săvârșirea infracțiunii de furt, urmând ca la finalizarea cercetărilor să fie luate măsurile legale ce se impun. Unele surse neoficiale susțin că individul ar fi încercat să fugă din mâinile polițiștilor, aspect neconfirmat de reprezentanții IPJ Constanța.